Auzi, mă, Ghiță, că tot nu se întâmplă nimic, hai să-ți povestesc ce am pățit ieri, mă. Da, ce ai pățit, mă, Marine, mă? Mă, eram acasă cu nevastă mea și ne certam în sufragerie, mă. Marine, stai pe telefon toată ziua, nu m-a ajuns cu absolut nimic. Ce ai, dragă, ce țipe așa, că ne aud vecinii. Nu mă interesează, eu spăl, calc, fac de mâncare, iar tu nu faci nimic. Sunt pensionar, asta fac pensionarii, dragă. Vezi, exact ce ți-am zis, ne sună nebuna degeta. Na, Marin, nu se poate, ce-i cu gălăgia asta? Am o discuție în contradictoriu cu nevastă mea. Să știi că am sunat la poliție deja, chiar nu mă pot odihni din cauza voastră? Foarte bine, hai, pa! Și îi închid telefonul, la care mă întorc. Vezi, exact ce ți-am spus. Nebuna a sunat deja la poliție. Foarte bine. Așa-ți trebuie. Mă, și sună la ușă. Băi, frate, deja au ajuns. Cine e? Poliția, deschideți ușa. Aveți mandat? Nu, vrem doar să vorbim. Eu nu vreau să vorbesc. Câți sunteți? Doar doi, domnule, vrem doar să vorbim. Perfect, vorbiți între voi.